Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Interviurile Timișoara. E singura emisiune interactivă din Timișoara, transmisă live de aici din studiourile Sud-Vest TV, emisiune care se vede și pe internet, pe pagina opiniatimisoarei.ro și pe Facebook, pe pagina Orașul Timișoara. Numele meu este Ciprian Voinci și în fiecare joi seară, alături de colegii de la Orașul Timișoara, aducem în fața dumneavoastră oameni care, prin deciziile pe care aceștia le iau, au capacitatea să ne influențeze tuturor viața, tuturor celor care trăiesc aici în Timișoara, în Timiș și, de ce nu, România. Sperăm că Interviurile Timișoara este o emisiune interactivă. Trebuie să vă spun cum puteți participa și dumneavoastră la realizarea ei. Totul este cât se poate de simplu și deja primul pas l-ați făcut. Ne urmăriți. Indiferent că o faceți la televizor, pe Sud-Vest TV sau pe internet sau pe Facebook, faceți-o în continuare și dacă aveți mesaje sau întrebări pe care vreți să le adresați invitatului din platou, puteți să o faceți lăsând un comentariu la transmisia noastră în direct pe pagina de Facebook Orașul Timișoara. Evident, noi vom citi mesajul sau întrebarea noastră în direct în timpul emisiunii. În seara aceasta, alături de noi este Lucian Mihoc, inspector șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Timiș. Bună seara! Bună seara și mulțumesc pentru invitație! Domnule inspector șef, începem cu subiectul care ne arde zilele acestea, evident cu acest coronavirus. Nu o să vă întreb despre boală, sunt alții cei care ar trebui să ne spună ce facem cu această boală, dar vreau să vă întreb altceva. Din punctul nostru de vedere al omului care intervine primul la un suspect, la un caz, sunteți cei care merg și preiau pacientul respectiv și îl duc la spital. Din punctul nostru de vedere, cât de pregătiți sunteți să faceți față la tot ceea ce înseamnă această intervenție, care e un pic mai specială decât intervențiile dumneavoastră obișnuite? Așa este, vreau să vă spun că luăm foarte în serios toate aceste solicitări, indiferent că până acum toate verificările ulterioare au dat, toate rezultatele au fost negative. Avem partea tehnică, să spunem, ceea ce înseamnă transportul unui pacient, dacă vorbim de coronavirus, unui pacient cu suspiciunea de infecție cu acest nou virus. Noi ne deplasăm cu tehnica din dotare, în acest sens avem un echipaj pregătit, e vorba de echipajul de primă intervenție în ceea ce înseamnă CBRN, deci acțiune în domeniul chimii, biologii, radiologii și nuclear, și bineînțeles o autospecială destinată pentru transportul persoanelor și victimelor multiple. Spun acest lucru, dar înainte de a continua cu detalierea acestor lucruri, vreau să vă fac un scurt istoric, pentru că am primit și o întrebare. De ce pompierii ajung să facă astfel de lucruri? Totul a început în anul 2004, când în 15 decembrie grupul de pompieri Banat s-a unificat cu Inspectoratul Județean de Protecție Civilă, astfel încât a rezultat o nouă unitate. E vorba de Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Tot ce însemna misiunile protecției civile și, bineînțeles, și rutina noastră, în principal pentru un pompier, misiunea de bază era stingerea incendiului, acest pompier au devenit, să spun, salvator universal, fapt pentru care intervenim în aproape toate tipurile de risc existente la nivelul României. Legislația a prevăzut sau a definit un număr de 24 de tipuri de risc, unul din aceste tipuri e dat de epidemie. Noi, Ministerul de Interne, și represtructurile din cadrul Ministerului, că nu vorbim doar de ISU, nu vorbim doar de pompieri, asigurăm funcții de sprijin, funcția principală pentru gestionarea unui astfel de caz o are Ministerul Sănătății, reprezentat la nivelul județului prin Direcția de Sănătate Publică Timiș, în cazul județului Timiș. Am transportat și misiunea de bază consta în transportul în condiții de siguranță maximă, atât pentru personalul medical și paramedical, iar, bineînțeles, după încheierea acestui transport, partea de dezinfecție a respectivului autovehicul. Bun. Am realizat aceste operațiuni și, având în vedere că la nivelul României au fost definite 5 spitale regionale care pot să primească și să facă aceste teste, Timișoara, Spitalul Victor Babeș este unul dintre ele, vă dați seama că avem o serie de misiuni. Până acum toate misiunile s-au încheiat cu succes, iar persoanele care au fost transportate, rezultatul pentru ele a fost negativ. Bun, am văzut în zilele acestea imagine în premieră pentru noi cei de aici din vestul țării. Am văzut salvatorii militari echipați ca niște cosmonauți, cum spuneați. Erau imagini spectaculoase. S-a întâmplat prima dată atunci când bărbatul acela venit din Italia a fost transportat la spitalul de boli infecțioase. S-a dovedit, așa cum a spus și noastră, că într-adevăr nu avea infecție cu coronavirus. Dar din ce am văzut noi, profanii, nepriceputenii, cum
ne numim noi, intervenția a fost ca la carte, n-a căzut, și am să rog colegii dacă poate să mă ajute, avem și niște imagini să le arătăm, nu s-a împiedicat niciun dintre ei, n-a căzut, că s-a mai văzut și la case mai mari, deci cum a fost această intervenție, tot a fost în regulă? Din punctul ăsta de vedere, da, sigur că da, am asigurat tot ce înseamnă operativitate în primul rând și absolut toate măsurile de precauție pentru a preveni, să zic, răspândirea în interiorul autovehicului sau în spațiul unității primiri urgențe. Pot să spun că avem deja o experiență pe acest segment. Dacă autospeciala sau echipajul de primă intervenție în domeniul chimic, biologic, radiologic și nuclear era un echipaj care în general folosea mai mult la detalierea tipului de misiune. Acum îl folosim frecvent. Începând de la incendiu, avem diverse substanțe chimice, diverse gaze, continuând cu diverse alte riscuri, îl folosim foarte frecvent. Echipajul este format din 12 colegi care sunt pompieri, dar în plus au această pregătire și chiar suntem mândri de ei pentru că sunt în primul rând neînfricați. Dar cât de protejați sunt ei, domnule inspector șef, cei care intervin? Pentru că am văzut așa cu costumele alea. Echipamentul de protecție pe care îl folosesc asigură o protecție totală în ceea ce înseamnă, să spun, riscul biologic. Bineînțeles, din punct de vedere a clasificației, sunt patru tipuri de astfel de costume. Ei folosesc un costum care le permite, să zic, să acționeze într-un mediu contaminat biologic fără a se contamina ei. Bineînțeles, regulile de igienă personală sunt foarte, foarte importante și ulterior de dezinfecție. Bun, așa cum ați menționat, este un echipaj special CBRN. De ce e nevoie, de fapt, și de drept, de un astfel de echipaj și nu poate să intervină oricine? Dacă mă refer la acest echipaj, în primul rând, misiunea era de a asigura anumite acțiuni de protecție civilă. Substanțele principale pe care sau tipurile de activități, de acțiuni pentru o primă cercetare, acestea sunt în domeniul chimic și aici m-aș referi la substanțe toxice de luptă, pentru că asta a fost menirea protecției civile. Mă refer la diverse clase de substanțe neurotoxice, iritante, vezicante și așa mai departe, precum și substanțe toxice industriale, dar repet, noi cu acest echipaj în principal ne axăm pe partea de clase de substanțe, nu substanța în sine, nefiind un laborator. Bineînțeles, putem vorbi și de alte riscuri, mă refer aici la riscul radiologic, în care putem să vedem dacă zona este contaminată din punct de vedere radiologic, stabilim o zonă de siguranță și să intervenim. Acest faptul că suntem operativi 24 din 24, suntem, să spun, în linia întâi în ceea ce înseamnă aceste acțiuni. Noi acordăm și asistența medicală de urgență, mă refer aici la echipajele SMURD, pentru că la nivelul județului Timiș avem un echipaj de prim ajutor și un echipaj de terapie intensivă mobilă care desfășoară activități la nivelul întregului județ. Practic, acești colegi care încadrează echipajul de CBRN, ei la rând au și cursul de paramedic, astfel încât cunosc și noțiunile minimale de bază pentru a transporta în siguranță un pacient. Bun. Până acum, de fapt, au fost 3 persoane care au fost transportate cu cosmonauții, din câte știm noi, și singura persoană care, eu știu, prezenta un risc major era vorba de tunelul din Reșița, care într-adevăr îngrijise pacienți cu coronavirus în Germania. Nu există, nu știu, un pericol să se declanseze o isterie generală, domnule inspector șef? Adică toți cei care strănută sau au puțină temperatură sună la 112 în momentul de față. Da, s-a creat o isterie dacă ne uităm puțin. Am primit și eu telefoane de la cunoștințe, amici, prieteni, prin care mă întrebau să merg să-mi cumpăr și eu alimente. Cel puțin în acest moment nu este cazul de provizii, pentru că la nivelul județului Timiș deci nu se pune problema de persoane care se află nici măcar în carantină, este vorba de persoane izolate la domiciliu. Avem toate detaliile din comunicatul de presă al Direcției de Sănătate Publică. Vorbim de persoane care sunt sănătoase. Adică aici aș face o mențiune și apelez încă o dată la calm, în sensul în care persoanele care au vizitat zonele respective, se află izolate la domiciliu. Deci sunt persoane sănătoase, nu vorbim de persoane bolnave. Dacă erau persoane bolnave, acestea erau transportate la unitate de primiri urgențe, bineînțeles, la spitalul desemnat pentru a efectua testele de rigoare. Bun, dar de unde această isterie, domnule inspector șef? Aș putea spune că e foarte importantă comunicarea și la nivelul Ministerului de Interne, în principal, s-a realizat un grup de comunicare
și încep să fie foarte activ pe partea de comunicare. Consider că această comunicare, de fapt, toată a înțelege ce se întâmplă, pentru că măsurile principale, măsurile pe care le cunoaștem cu toții, măsurile de prevenție, nu doar pentru coronavirus, ci pentru orice virus respirator, sunt în principal reguli de igienă care sunt transmise de către specialiști. În principal, de la banalul spălat al mâinilor până la dezinfecția substanțelor, suprafețelor plane din încăpere sau din birou sau din apartament. Bun, îmi spun colegii că o avem la telefon și pe doamna prefect, pe doamna Liliana Oneț. Vreau să, ca reprezentant al Guvernului Teritoriu, să stăm de vorbă puțin și cu dumnei. Bună seara, doamna prefect! Alo, bună seara! Bună seara, bună seara! Doamna prefect, vă întreb și pe dumneavoastră ce l-am întrebat și pe domnul inspector șef. Cât de pregătiți suntem în momentul acesta să facem față situația este a mai speciale cu coronavirusul? Da, bună seara! Cred că începând de la momentul în care s-a declanșat această epidemie, România a făcut pași importanți pentru a se pregăti pentru acest lucru. Guvernul României a făcut o procedură foarte clară, sper că Ministerul Sănătății, o procedură destul de clară în ceea ce privește toate lucrurile și toate circuitele care trebuie urmate pentru a preveni infectarea cu acest virus. Și mă refer aici în special la ceea ce trebuie făcut la intrare, de la intrarea în vămile din România, atât prin aeroporturi, cât și prin vămile terestre. Și știți foarte bine că cetățenii care vin din zonele aflate în carantină sau din zonele în care sunt în preajma acestor zone aflate în carantină, respectiv China continentală care este în carantină, provincia Hubei și localitățile din regiunile italiene, Lombardia și Veneto, cele 11 localități. Pentru aceste persoane, la intrarea în țară, se completează un formular și aceste persoane sunt plasate direct în carantină. Dacă sunt persoane care vin din regiunea Lombardia-Veneto, dar nu sunt din localitățile din Italia care sunt supuse carantinei, aceste persoane sunt plasate în autoizolare la domiciliu. Luni noi am convocat, eu am convocat Comitetul pentru Situații de Urgență, Comitetul Județean, în cadrul căruia am încercat să stabilim pentru fiecare instituție în parte anumite atribuții, bineînțeles, în baza procedurii care este emisă de către Ministerul Sănătății și a procedurilor care au fost făcute conexe acestei proceduri și de către Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Doamna prefect, vă întreb o secundă. Sunteți reprezentantul guvernului în teritoriu. Eu astăzi vreau să vă spun că am primit vreo 4 mesaje de la diferiți cunoscuți care îmi spuneau: domnule, sigur, știu din sursă sigură, sunt cazuri și în Timișoara, dar nu au voie să le dea publicității. Hai să facem o dată lumină pentru totdeauna. Sunt cazuri în Timișoara? Ce motiv ar avea cineva să ascundă aceste cazuri în Timișoara, doamna prefect? Nu, în momentul de față în Timișoara avem 0 persoane în carantină, avem 235 de persoane izolate la Timișoara și niciun caz de coronavirus confirmat. Dacă există suspiciuni din partea diverselor persoane că, nu știu, au vecini sau au ei cunoștințe de persoane care au venit din Italia, din zona Lombardia sau din zona Veneto, trebuie să anunțe autoritățile, dar nu pe niște informații false, ci pe niște informații concrete. Eu nu contest că este posibil ca să fi venit persoane din această zonă în România și să fi mințit la frontieră, adică să fi declarat în fals zonele din care vin. În aceste condiții, dacă vom afla că există astfel de persoane și se va dovedi că au mințit, există
posibilitatea și nu posibilitatea. Cu siguranță aceste persoane vor răspunde penal, pentru că formularele pe care le completează spune că toate datele care le dau acolo sunt în conformitate cu codul penal privind falsul în declarații, cu articole din codul penal care privesc falsul în declarații. Ori falsul în declarații este pedepsit de lege. Persoanele acestea, de fapt, haideți, doamna prefect, să explicăm puțin ce înseamnă de fapt această autoizolare în casă. Am văzut cu toții probabil conferința de presă de aseară a lui Raed Arafat și a ministrului Sănătății, care spuneau că oamenii, cele șapte persoane care erau împreună cu persoana prima care a fost diagnosticată cu coronavirus, erau păziți. Toți ceilalți care sunt în autoizolare în momentul de față în Timișoara și în județul Timiș sunt păziți? Sau ce înseamnă această autoizolare? Sunt păziți persoanele care completează acest formular la frontieră, sunt informate exact în legătură cu ce au de făcut. În următoarele 14 zile ei sunt obligați să stea în casă fără a ieși în public sau... Cine verifică, doamna prefect? ...a contact cu orice persoană, sunt monitorizate de către Direcția de Sănătate Publică și dacă se constată că nu sunt găsite la domiciliu, sunt anunțate organele de poliție sau, eu știu, poliția în general sau poliția locală, dar poliția. Nu pot fi păzite 235 de persoane, 235 de locații, ar fi absurd. Putem să avem mâine 1000 și noi avem 1000 de polițiști în tot județul Timiș. Nu putem să-i aducem să-i punem la ușa fiecărui cetățean. Tocmai din acest motiv fac un apel la cei care sunt plasați în aceste autoizolări la domiciliu, să fie foarte responsabili, atât ei cât și familiile, să respecte această procedură pentru a nu pune în pericol viața altor persoane. O ultimă întrebare, doamna prefect. Cum apreciați toată această isterie care s-a creat în toată țara și sunt și supermagazine în Timișoara care au fost luate cu asalt de oameni pentru a-și face provizii de mâncare? Haideți că, și întrebarea mea are doi pași. Poate ar trebui să explicăm cumva și ce înseamnă această carantină. Dacă ești în carantină la tine acasă, cineva vine și îți aduce de mâncare sau care e? Cum funcționează? Care sunt carantinate în Italia, deci din cele 11 orașe, respectiv provinciile din China. Da. Și asta înseamnă că aceste persoane vor fi puse în carantină în spațiile pe care noi le-am identificat pentru carantină. Și în acest moment avem zero astfel de persoane în Timiș. Nu avem nicio persoană pentru că bun. Din momentul în care a apărut acest formular, completarea acestui formular la frontieră, acest formular nu este doar de când au apărut în Italia cele 11 localități. Este de la momentul izbucnirii epidemiei de gripă în China. Știți foarte bine că înainte de a apărea în Italia au mai fost niște cazuri cu cetățeni chinezi care urmau să vină în România, au venit, unii n-au venit, unii nu veneau din zonele respective. Deci există doi termeni. Carantina nu este la domiciliu. Se va face în altă parte. Spații identificate de noi și izolarea la domiciliu care se face la domiciliu persoanei respective. Dacă persoana respectivă nu poate să iasă din casă. Nu au sprijin din partea, să spunem că nu au familie sau nu au rude, sau nu au prieteni, sau nu are cine, la un moment dat au nevoie să le facă cineva cumpărături, sau să le ducă apă, să le cumpere apă, sau alte, sau medicamente, există un număr la DSP, cel de la care sunt monitorizați, la care se poate suna și informa despre acest lucru. Deci dacă ai... identificat astăzi încă două numere de telefon pe care le vom pune la dispoziția acestor persoane izolate la domiciliu și dacă există probleme și au nevoie de sprijin, vor solicita sprijin la aceste numere de telefon pentru a
fi ajutate. Deci, cu alte cuvinte, aceste persoane care sunt în izolare la domiciliu, izolare voluntară, cum mi se spune din câte am înțeles, poate să aibă un frate sau o soră care să vină să le aducă de mâncare sau să le cumpere apă? Iau voie să intre în contact cu ei? Sau sunt izolați complet de orice contact cu exteriorul? Sunt izolați complet de orice contact cu exteriorul, dar mai nu trebuie să intre cineva în casă. A, le poate lăsa în fața casei. Vă întreb, doamna prefect, vă întreb toate lucrurile astea? Da. Vă întreb toate lucrurile astea pentru că sunt chestiuni tehnice care să știți că îi frământă pe oameni și eu cred că și din cauza asta s-a creat isteria cu cumpărăturile. Tehnice și aceste chestiuni tehnice vi le pot explica cel mai bine cei de la direcția de la DSP care știu exact aceste proceduri și care monitorizează exact această situație. Am înțeles. Vă mulțumesc frumos pentru intervenția dumneavoastră, doamna prefect. Vă doresc o seară plăcută în continuare. Eu. Bun. Revenim la discuție, domnule inspector șef. Ați văzut cu acele cozi interminabile pe la supermarketuri. Teoretic nu se justifică. Așa e, nu se justifică dacă ne referim strict la această, să spun, infecție cu coronavirus. Ca o mențiune, pentru persoanele care sunt în carantină, li se oferă de către autorități, tot ce înseamnă, începând de la hrană până la, sau li se vor oferi în cazul în care vor fi astfel de cazuri, hrană, pachete individuale de igienă și îmbrăcăminte. Vorbim de pentru persoane care vor fi în locațiile respective. Exact, care vor fi în situația carantinării. Am înțeles. Domnule inspector șef, câte intervenții din astea, cum ar veni, false ați avut de genul pentru coronavirus? Deci la câte apeluri de genul, poate sunt suspect de coronavirus, ați mers și de fapt n-a fost nimic? Până la apelul, să spun, fals sau chiar dacă n-a fost nimic, el este evaluat de către personal medical din cadrul dispeceratului comun, ISU ambulanță, pentru că dispecerizarea tuturor urgențelor medicale se face într-un dispecerat comun. Este un medic coordonator care analizează și dispune măsuri. Bineînțeles, dacă există anumite, să spun, anumite similarități cu definiția de caz a acestui coronavirus, există o suspiciune de coronavirus, automat se merge la etapa a doua în care respectivul pacient se transportă cu mijlocul, conform procedurii pe care o avem la nivelul județului Timiș, cu mijlocul de transport în siguranță la spitalul de boli infecțioase. Bun, dar vine și reversul medaliei, că ați spus că n-ați să merge și onorați orice fel de cerere de genul acesta, de suspiciune. Dacă sunt zeci de cazuri false sau de rezultate negative, la un moment dat, poate chiar fix când e momentul zero, când va fi unul pozitiv, lumea să nu mai fie la fel de vigilentă, există și posibilitatea asta. În principal, acuzele medicale, este trimisă la caz o autosanitară, un echipaj medical care evaluează starea de sănătate, iar dacă sunt anumite suspiciuni, atunci se solicită sprijin și deci nu se merge cu cazul direct la Spitalul Victor Babeș decât dacă sunt indicii clare. O parte din aceste cazuri a fost transportate la UPU, SMUR sau municipal pentru tratament pentru o viroză respiratorie, în cazul în care au fost eliminate suspiciunile de infecție cu coronavirus. Am înțeles, dar în ceea ce privește salvatorii militari, există un risc și în cazul lor. După zeci de intervenții care se dovedesc a fi false, poate nu mai sunt la fel de vigilenți, punându-se pe ei în pericol și pe alții. În general, apelul pe numărul 1 de urgență 112 este, indică o stare de rău, deci, pentru că am avut și situații în care a fost apelat abuziv numărul de urgență. Bineînțeles, în astfel de situații se poate aplica o amendă contravențională cuprinsă un quantum de 500 până la 1500 de lei. Dar noi onorăm toate astfel de, adică onorăm răspunderea la toate solicitările, mai ales pe numărul 1 de urgență 112. Am avut multe situații când am fost solicitat de aceeași persoană, de mai multe ori știam deja și numărul persoanei respective, știam, dar
ne dea diverse indicii prin care spunea că s-a rătăcit, ori că a avut diverse acuze medicale. Noi ne-am deplasat, bineînțeles, la locul solicitării. Bun, dacă tot vorbim de solicitări false, câte solicitări false ați avut, să zicem, anul trecut, domnule inspector? Indiferent, da, e vorba de incendii sau de altele. Din fericire, pentru noi mai există un filtru, este primul filtru de bază, e vorba de colegii de la STS, cei care preiau apelul și care își dau seama de ce ei sunt primul nostru filtru. Ulterior, colegii din dispecerat pot să aibă situații când primesc un apel, pot să spun, abuziv, dar situațiile nu sunt foarte dese. Într-adevăr, sunt anumite solicitări care noi le considerăm false, dar sunt solicitări în care ni se indică faptul că într-un apartament este blocat o persoană, dar de fapt persoana respectivă și ne solicită sprijinul pentru deblocarea acelei uși sau accesul pe balcon. Noi intervenim la deblocarea persoanelor rămase blocate în diverse medii, inclusiv în apartament, pentru că acele persoane se putea face rău sau putea să fie în stare de inconștiență. Iar la momentul deschiderii ușii sau accesului pe geam, ne-am dat seama că de fapt nu era nicio persoană și respectivul apelant ne-a mulțumit pentru că și ne-a recunoscut după intervenție. Vă mulțumim, dar știți, mi-am uitat cheile. Și în această situație ce se face? Se ia apel fals sau nu? Dați amendă sau nu? În această situație, da, se poate aplica această sancțiune contravențională. Bun, apropo de apeluri false, țin minte că anul trecut sau la începutul anului acesta, nu mai știu exact când, a fost un apel la 112 prin care anunțau, nu știu, zeci de cadavre într-o remorcă frigorifică, așa este, pe autostradă. Pe autostradă. Au plecat atunci ambulanțe, pompieri, poliție la fața locului, s-a dovedit evident un apel fals, dar a fost consum de oameni, de combustibil și mai departe și până la urmă s-a aplicat o amendă. Nu știu, nu e prea puțin când alertezi atâtea persoane, atâtea autorități ale statului și te alergi cu amendă. Poate ar trebui să fie caz penal, ce spuneți? Cred că ar trebui să fim foarte responsabili în ceea ce înseamnă alertarea forțelor intervenției. Vreau să spun că la acel caz s-au alertat echipaje din trei subunități de intervenție, de la Lugoș, din Timișoara și de la Pișchia, adică toate forțele erau pe drum către acel camion, că nu știam exact locația și atunci am mers din ambele direcții. Dar dacă în același timp se producea un accident grav, forțele nu erau disponibile. Timpul de răspuns era considerabil mai mare. Și nu crezi că ar trebui să fie dosar penal? Cel puțin prima măsură a fost luată în ceea ce înseamnă, nu vorbesc de apelul abuziv, care se sancționează cu amenzi cuprinse între 500 și 1500 de lei, vorbesc de alertarea forțelor, care se sancționează cu amenzi între 1000 de lei și 5000 de lei. Adică cel puțin aici s-a lucrat puțin la partea de actualizare, să spun, a cuantumului amenzii pentru astfel de situații. Care este ponderea, eu știu, din totalul de intervenții, la câte mergeți, nu știu, la accidente, câte la incendii, câte la intervenții pirotehnice? Ce vă pot spune că la nivelul anului 2019, pentru că am o imagine completă, numărul nostru de intervenții, numărul de intervenții al Inspectoratului pentru Situații de Urgență a sumat aproximativ 22.000 de intervenții. Acest număr ne plasează după București și Mureș, deci locul, să spun, 3 pe țară. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că sunt foarte multe solicitări. Din totalul acestor solicitări, aproximativ 90% sunt solicitări pentru acordarea primului ajutor medical calificat. Vreau să vă spun că intervenim pe principiul timpului de răspuns cât mai redus, astfel încât tot ce înseamnă acordarea primului ajutor medical se realizează în mediul urban în 8 minute. Deci asta e timpul nostru de răspuns, bineînțeles la un procent de aproximativ 80% din numărul total de intervenții. Am avut un experiment care a continuat și anul trecut, care a fost și anul trecut și imediat din luna martie o să continue. E vorba de cele două motociclete SMUR care la fel sunt destinate pentru acordarea primului ajutor medical calificat. Și ce vă pot spune că celelalte tipuri de intervenții din area noastră de misiuni au constat în intervenții la accidente rutiere care, sau ponderea lor este, sau există o creștere și o creștere din ce în ce mai mare în fiecare, deci an de an.
Din păcate sunt și foarte multe accidente grave cu persoane decedate, cu răniți grav, răniți foarte grav. Avem solicitare pentru elicopter pentru a-i transporta cât mai repede, dar din păcate aceasta este realitatea. Bun. Vine în cap acum una dintre intervențiile, probabil una dintre cele mai dificile din ultima vreme, la incendiu în care au murit cei patru copilași, incendiu din Timișoara. Colegii mei de la Opinia Timișoarei au făcut un reportaj atunci și au stat de vorbă cu un coleg de-al dumneavoastră, un pompier militar, și pentru prima dată am văzut un pompier militar plângând, aveau lacrimi în ochi. Am înțeles că avea copil și probabil s-a identificat oarecumva ce ai făcut el în situația asta, dar pentru prima dată am văzut un pompier militar grav afectat de ceea ce a văzut acolo. Aveți psiholog la dumneavoastră, la pompierii militari, domnule inspector șef, și în ce măsură îi ajută pe pompieri, dat fiind faptul că ei, cum a spus și dumneavoastră, intră într-o cameră, văd patru copilași carbonizați, merg la un incendiu, merg la un accident cu victime. Acum ce aș putea spune din culise, din punct de vedere al impactului emoțional, accidentele rutiere sau incendiile care sunt implicați minori, copii, sunt cu un impact emoțional foarte mare, pentru că toți avem acasă copii și vă dați seama, te gândești că putea să fie copilul tău sau faci o astfel de asociere. Da. Vorbim de șocul post-traumatic, care este evident foarte mare, cel puțin atunci pe timpul intervenției nu realizezi, dar imediat după intervenție îți dai seama de cât de mult te-a afectat. În acest sens avem un sprijin din partea ofițerului psiholog care desfășoară activități în domeniul asistenței psihologice, dar trebuie destul de multe forțe să depășești aceste momente. Sunt, după cum spuneam, sunt niște situații cu un impact emoțional foarte, foarte mare, dar trebuie să-l depășim. Bun, am mai vorbit de intervenții și de isterii, da? A mai fost o situație în care s-a creat isterie. A fost anul trecut acea situație cu blocul morții, cum i s-a zis în presă, cu dezinsecția aceea criminală. Nu vreau să vorbesc despre cum s-a comunicat cu presa, pentru că nu interesează pe cei care îl urmăresc, știți foarte bine și dumneavoastră că comunicarea cu presa a fost complet defectuoasă, dar vreau să vorbim despre intervenție și vreau să vă întreb, de fapt, la momentul respectiv și atunci s-a folosit un echipaj CBRN, atunci l-am văzut de fapt prima dată în acțiune, dar a fost nevoie să vină specialiști de la Sibiu. De ce? Nu aveam tehnică sau nu aveam specialiștii? De ce a fost nevoie să vină cea de la Sibiu și întrebarea logică, în momentul de față mai e nevoie dacă se mai întâmplă așa ceva? Noi o numim manevră de forțe. În momentul în care discutăm de a efectua o primă cercetare în domeniul chimic într-un timp scurt în 100 de camere, e clar că ai nevoie de mai multe echipaje în primul rând și în al doilea rând să-ți valideze rezultatele, pentru că e important să ai o validare la măsurătorile pe care le faci. Același lucru se întâmplă și în domeniul și în situația unei inundații. Vă dau exemplu sau unei pene de curent, unui eșec al utilităților publice, mă refer la alimentarea cu energie electrică, cum a fost în 2018-2019, atunci când furtuna și zăpada. Când a fost un cod portocaliu, iar în aproape 5 au fost locuitori care timp de 5 zile n-au avut energie electrică. Atunci am avut sprijin, am avut 16 echipaje cu generatoarele lor și este o normalitate în domeniul nostru, pentru că în general fiecare inspectorat are cam același tip de dotare. Dacă vorbim de motopompe, noi avem două, dar fiecare județ are două, astfel încât la producerea inundații ne putem mobiliza, astfel încât să putem să lucrăm mai multe puncte de lucru. La fel, deci în orice tip de intervenție. Bun, după acel, apropo să vorbim și de isterii, da? După ce a avut loc acea intervenție și acea situație, au început să curgă apelurile la 112 cu dezinsecție. Așa este, au fost foarte multe apeluri, nu le-am considerat apeluri abuzive, pentru că am avut, ce îmi vine minte acum, un apel în care în urma măsurătorii nu se identifica niciun gaz toxic, era un miros neplăcut, un miros de canalizare și probabil de la niște incipiente cu varza. Așa a fost. Au continuat seria de apeluri, după care, după o perioadă, într-adevăr,
lucrurile au intrat într-o normalitate, adică n-am avut apeluri pe astfel de mirosuri. Bun, vreau să trecem puțin mai departe, să vorbim și de dotări și de personalul pe care îl aveți în subordine, ca și la dumneavoastră, ca în toate domeniile, oamenii iese la pensii. Cum stați din acest punct de vedere și câți oameni vin înspre meseria de pompier salvator militar? Aici aș menționa faptul că sunt două căi principale de acces în sistemul nostru. E vorba de a urma cursurile școlii de subofițerii de pompieri și protecție civilă Boldești, deci pentru absolvenții de liceu, iar pentru studii superioare, e vorba de școala de facultate de pompieri din cadrul Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza. Acestea sunt cele două metode principale în care poți să intri, deci subofițer sau ofițer, să accezi în sistemul nostru și bineînțeles mai există situația cu angajări din sursă externă, în principal pentru specialiști, mă refer la ofițer IT, în domeniul financiar, logistic și așa mai departe. Din păcate, nu stăm foarte bine la partea de resurse umane. Spun acest lucru deoarece avem aproape 100 de posturi vacante, care înseamnă undeva la aproape 15% din efectivul nostru. Pe partea de personal, ne-am confruntat cu mai multe treceri în rezervă, cu pensionări, atât la termen cât și medical. Fapt pentru care colegii care au rămas trebuie să execute anumite activități care se desfășurau împreună cu ceilalți colegi. Deci suntem puțin puși într-o situație în care trebuie să suplinim această lipsă. Dar posturile sunt blocate sau după plecarea lor, posturile sunt blocate. Deci ele sunt bugetate, dar nu putem, noi fiind o instituție înalt centralizată, iar deblocarea posturilor ne vine de la nivel central. Și le cereți la nivel central? Sunt cerute, bineînțeles. Și ce vi se răspunde? Nu sunt bani, nu sunt oameni, ce vi se spune? Pe partea de procedură de angajare, aici în principal se vizează și o anumită, să spun, reorganizarea tuturor structurilor, astfel pentru eficientizare, bineînțeles, iar probabil cel puțin în momentul în care aveți 15% minim posturi vacante, da. Nu mai vorbim un pic de reorganizare, adică e minus, nu? Adică nu aveți oamenii ăia. Da, dar sunt județe care au un excedent de să spun, de pompieri. Sunt acele județe care au avut o industrie puternică și la care dimensionarea structurilor de intervenție a fost făcută în funcție de numărul de obiective industriale, numărul populației. Ce vreau să spun că se are în vedere înlocuirea, angajarea de pompierii de militari pe bază de contract. Acestea au un contract de 2 ani de zile, după care contractul, bineînțeles, se prelungește în momentul în care trece perioada contractuală. Și ce înseamnă că se are în vedere? Adică o să începeți vedere, lucrul ăsta sau când? Se are în vedere, sau? Se are în vedere de la, vă spuneam că noi suntem la nivel de județul Timiș, pentru că asta e competența noastră, suntem ordonator terțial de credit, deci practic angajatorul principal este Ministerul de Interne. Dar avantajul cu acești militari angajați pe bază de contract este faptul că atunci când ai o plecare din sistemul unui astfel de militar, imediat poți să-l angajezi tu la nivel local, poți să-ți angajezi alt fiind în competența noastră a județului. Păi asta vreau să vă întreb. Adică o soluție totuși... Într-adevăr, sunteți o instituție, cum a spus, puternic centralizată, nu? Da, înalt formalizată. Da, înalt formalizată, da. Așa este. N-ar trebui să fie puternic descentralizată inclusiv instituția dumneavoastră? Dacă vorbim de descentralizare... Adică dumneavoastră știți mai bine decât cei de la București și nevoi sunt aici în Timiș, da, nu? Da, sau greșesc? Da. Pe lângă nevoile de resurse umane, trebuie să ne gândim la nevoile operative și aici e foarte important să avem în toată țara același tip de proceduri, cam același tip de auto special, astfel încât să putem fi foarte supli în ceea ce înseamnă o manevră de forțe. Repet, cu multe manevră de forțe, care înseamnă de fapt alocarea în timp scurt a unor resurse, că vorbim de resurse umane sau diverse mijloace, dintr-o zonă în alta. Noi am ajutat, am intervenit la un incendiu de amploare în județul Hunedoara, în localitatea Orăștie. Am fost la un incendiu de sondă în județul Satu Mare, am Mofti Numic. De asemenea, am ajutat colegii din Caraș. Noi am primit și noi ajutorul lor în timp scurt și fără alte costuri suplimentare. Deci colegii din turele respective au venit și au desfășurat activități în cadrul unității noastre. Bun, dar una nu exclude pe alta, domnule inspector șef. Așa este, dar în primul rând scopul nostru este de a asigura tot ce înseamnă intervenții în situații de urgență la un nivel absolut, să spun, sau cât mai ridicat,
din punct de vedere profesional. Acest lucru se poate realiza având anumite, să zic, proceduri unitare la nivelul țării. Adică noi să stingem un incendiu într-un fel, cei de la din județul vecin în altfel. Evident că nu se poate. Deci așa. La asta mă refer în alt formalizat. În rest, noi la nivelul unității avem o mobilitate, bineînțeles, limitată. Bun, am văzut că în ultima vreme ați primit autospeciale de intervenție. Aveți acea autoscară ce se ridică la 60 de metri, sunt tot felul de mașini, o grămadă de echipamente. Ce vă lipsește? De fapt și de drept. Că dacă le aveți, că e foarte bine că le aveți și vă felicit, dar e mai urât când nu aveți ceva. Și evident că noi ăștia din presă, care tot timpul ne acuză toată lumea că vrem să scoatem la iveală numai lucruri negative, vă întreb ce vă lipsește. Aș vrea să menționez faptul că noi avem finanțare exclusivă din partea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Ministerul de Interne. Din bugetul de 100%, care anul trecut, în 2019, a fost de aproximativ 52 de milioane de lei, 97% din acest buget a fost alocat pentru plata salariilor. Și ne-au rămas 3% pentru partea de cheltuieli funcționale, carburanți pentru autospeciale noastre și, bineînțeles, reparații. Bugetul strict pe partea tehnică. Fac o paralelă, domnule inspector, și vorbeam cu directorul Spitalului Județean. 90%, nu mai țin minte exact acum, și din bugetul Spitalului Județean mergea tot pe salarii. Dumneavoastră îmi spuneți acum că 97% merge pe salarii, 3% pentru dotări și așa mai departe. Sau nici atât, că mai aveți alte cheltuieli. Dotări sunt în general pe proiecte europene. Ce vreau să vă spun că încă... Eu, ca să nu... Ce avem de spus și după aceea revenim. Eu cred că toate aceste bugete sunt bolnăvicioase. În condițiile... Dacă ar fi vorba de o firmă privată, poate e forțată puțin comparația mea, domnule inspector șef, dar în condițiile în care bugetul unei firme private, în proporție de 97, peste 90% se duce pe salarii, firma aia e sortită eșecului. Și din păcate văd lucrul ăsta non-stop la toate autoritățile. Am încheiat paranteza. Da, ce vreau să vă spun că aproximativ 60% din toți pompierii pe care avem angajat la nivelul inspectoratului au salariul minim pe economie. Adică nu vorbim de salarii exorbitante, să nu ne facem, nu vreau să intru în detalii foarte multe. Vă spunem acest procent deoarece pe lângă, să zic, solda de funcție, într-adevăr, mai există anumite drepturi salariale, ore de noapte care sunt lucrate și care trebuie să fie acordate conform legii, sâmbete, duminici și așa mai departe. Cu cât și există acasă un pompier? Vă spuneam că aproape 60% din efectiv are salariul minim pe economie. Pus cu toate orele de noapte, cu toate, câți bani efectiv pleacă? Apropo de și ceea ce să poate spunem, poate în ce măsură, nu știu, dar poate dacă e prea puțin, nu spuneți, că nu mai vine nimeni să facă pompier. Între 3500 și 4500 de lei. Deci cam despre aceste sume discutăm. Păi restul sumelor sunt destul de substanțiale, domnule inspector șef. Cu sporuri, în condiție de la salariul minim pe economie până la 4500, sunt niște bănuți. Vorbim de colegii care au vechime, în sistem și care desfășoară activități atât sâmbătă, duminica și în ture de noapte. Pentru că acest lucru face diferența. Deci nu vorbim de faptul că, într-adevăr, bugetul pentru partea de reparații ar putea să fie mai generos. Fapt pentru care, la nivelul județului Timiș, nu aș vrea să fac referire la alte județe, dar noi la nivelul județului Timiș am realizat și avem creat acest parteneriat cu autoritatea publică locală. Mă refer aici în special Consiliul Județean Timiș, care alocă anual sume, să spun, considerabile pentru partea de investiții, adică achiziție de tehnică și realizare de sedii noi. Vorbim de primării, aș menționa primăria municipiului Timișoara, primăria municipiului Lugoș, care a achiziționat câte o astfel de autospecială, primăria comunei Ghiroda, primăria orașului Buziaș. Autospeciale care sunt destinate tot pentru respectivele localități care intervin acolo și care duc foarte mult timp de răspuns. Deci vorbim tot de servicii în sprijinul cetățeanului până la urmă. Bun. Au înțeles acest lucru și ne-au sprijinit. Ce vă lipsește? Că acum, am înțeles că ce aveți, da, am zis să repetăm. Eu mi-aș dori ca în fiecare an să ne putem să ne cumpărăm câte o, să avem o achiziție de, să spun, autospecial în fiecare an, să ne putem înnoi. Noi acum suntem deficitari la ceea ce înseamnă autospeciale de lucru cu apă și spumă. Din parcul auto, care însumează 28 de mașini de pompieri, 28 de camioane,
de autospeciale, 40% au peste 25 de ani. Deci încă avem mașini în serviciu, mașini care sunt din 1983-84. Astea sunt alea care se la o curbă se dau așa într-o parte și curge apa, lasă o dâră de apă după Le folosim și au, având o capacitate foarte mare de apă, de 9.000 de litri, 9.000 sau chiar 10.000, vă dați seama că ne ajută încă în stingerea incendiilor, mai ales unde este nevoie de multă apă. Dar colegii care deservesc aceste mașini, credeți-mă că zi de zi deci lucrează la menținerea lor în stare de operativitate. Bun, tot vorbeați de, și am vorbit de apă, da? De capacitate de apă. În ce stadiu sunt hidranții din tot județul Timiș? Sau unde sunt cele mai mari probleme? Că poate știi că acolo este o rețea de hidranți, te duci cu auto specială și când vezi că trebuie să cuplezi furtunul, da, nu iese nimic. Da. Sunt situații în care, să spun, hidranții nu funcționează. Noi atunci informăm și putem să luăm măsuri în ceea ce înseamnă, să spun, funcționarea acestora, pentru că regia... În sarcina cui cade îngrijirea lor? În sarcina administratorului respectiv, dacă vorbim de Timișoara, în sarcina... Primăriei? Nu, în sarcina... Aquatim? Aquatim. Dacă vorbim de alt operator de apă canal, în sarcina acelui operator și, bineînțeles, tot ce stă în sisteme de stingere, incendii, adică stingere alimentare cu apă, trebuie să fie funcționale. Stăm bine la nivelul județului, peste 60-70% din comune, din localități au și s-a văzut un progres, pentru că un progres în ceea ce înseamnă alimentarea cu apă. Chiar am inițiat un demers cu operatorul de apă din Timișoara pentru achiziția unei cisterne de 30.000 de litri sau maxim cât ar putea să fie, care să ne sprijine ceea ce înseamnă stingerea incendiilor de amploare. Bun, am înțeles ce ați dorit dumneavoastră, să cumpărați câte una nouă în fiecare tot timpul. Ați pomenit la un moment dat de două motopompe. Mi-amintesc cu niște ani buni în urmă, când au fost inundațiile devastatoare. 2005-2006 au fost perioada. Au venit motopompe de la Protecția Civilă din Ungaria. Și din Ungaria veniseră. Sunt suficiente două motopompe, domnule inspector șef, pentru un județ care a împățit-o? Da? Da. Deci nu e ca și când n-au fost niciodată inundații. Da. Când la fiecare ploaie mai bună, în primăvara, bine că n-a fost multă zăpadă acum, că să se topească și să fie probleme, dar cam primăvara tot timpul mai sunt inundații. Sunt suficiente două pompe. Țin minte, la momentul respectiv nu existau nici măcar... barcă, nu era o barcă cu motor, era o singură barcă, era halucinantă. Era chiar în anul 2005, vă dați seama, vă spuneam că în 15 decembrie 2004 s-a înființat acest inspectorat pentru situații de urgență, deci în 15 decembrie și deja în anul următor, imediat în câteva luni, deja a avut prima situație de urgență și majoră. Majoră. Dacă sunt suficiente, ce vă pot spune că la nivelul județului Timiș noi acum avem un număr de 4 astfel de motopompe de mare capacitate și bineînțeles sunt și mai aproximativ 50 de moto electropompe de capacități mai mici. Dar aici avem un parteneriat cu Administrația Bazinală de Apă Banat și cu Sistemul de Gospodărire a Apelor, fapt pentru care și au la rândul lor mijloace de intervenție. Vă spuneam de mobilitatea în cadrul județului. Poate să vină din Arad și din Am avut și din Arad și din Cara și din Oradea și din Hunedoara, am avut colegi aici care au venit cu mijloacele lor. Ne putem mobiliza în scurt timp să ne mărim de 4-5 ori, să zic, numărul de utilaje. Bun, pentru că este oarecum și ineficient să ai, să spun, ai un risc și să ai foarte, foarte multe utilaje care să nu le folosești și dacă le ai, să nu ai oameni și mijloace care să le opereze. Asta a fost un alt concept, pentru că vă spuneam și la partea de încadrare, că nu mai simt pompier, ești și pe CBRN și pe autosanitar Asmurd. Vorbim de același pompier, că aici profit de ocazie să fac o lămurire, pentru că am avut situații în care spuneau, dar la intervenția respectivă au fost pompierii, au venit cei de la descarcerare, a venit Smurdu. De fapt, toți suntem sub această umbrelă, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, dar toți suntem pompieri la bază, vă spuneam un pompier, un salvator universal. Mă refer aici la faptul că un coleg poate să fie înturat de serviciu, să fie îmbrăcat în costumul de protecție tip pompier, peste câteva ture să fie îmbrăcat în echipament de protecție roșu tip Smurd, poate să fie, bineînțeles, dacă este alpinist sau în barcă. Nu știu.
E normal acest multitasking? Este normal atât timp cât și resursa umană este suficientă, pentru că este normal să ai și anumite echipe specializate. Dacă vorbim de prim ajutor, este normal. Este normal pentru că pompierul respectiv, în primul rând, pe timpul unui incendiu, care, să spun, e rutina noastră, poate să salveze colegul din foc. Poate să salveze familia acasă, pentru că prim ajutorul sau cursul de prim ajutor implică ceea ce poți să faci cu mâinile goale. Adică nu vorbim de administrare de medicamentație și așa mai departe. Poți să stai la masă cu familia și la un moment dat un membru al familiei să se nece. Tu, ca și pompier, știi ce ai de făcut. Deci e absolut normal ca un pompier să știe să execute manevre de prim ajutor, doar cu mâinile goale, fără alte dispozitive. Pentru că au fost multe voci atunci când s-a înființat SMURD-ul, care spuneau: domnule, eu aș prefera să la mine să vină o ambulanță cu un medic și nu SMURD-ul cu un paramedic. Sau un pompier care a făcut un curs de paramedici. Așa este. Vă spuneam că noi nu administrăm medicamente. Cum apreciați aceste discuții, care sunt, cred că, și în ziua de astăzi? Mai sunt. Ideea este că, cel puțin dacă vorbim de cooperarea între serviciul de ambulanță și SMURD, echipajele noastre specializate, noi suntem complementari colegilor de la ambulanță. Adică nu mergem în primul rând pe timpul de răspuns cel mai mic. Vă dau un caz concret. Care e diferența dintre noastră și ambulanță, de exemplu, ca timp de răspuns? Noi același 2 minute în oraș? Ba da, dar poate vă dați seama că la noi timpul de răspuns este mai redus comparativ cu ambulanța. Timpul de răspuns, deci timpul de la primire până la găsire. Pentru că respectivul medic îi face operațiunile speciale, administrează medicamentație și durează mai mult. La noi timpul mediu de răspuns este de 35-40 de minute de răspuns, vorbesc. Pe când la colegii de la ambulanță poate să fie mai mare de 35 de minute. Astfel încât, deci în momentul în care s-a primit apelul până în momentul în care pacientul ajunge la spital, la asta vă referiți. Exact. La dumneavoastră exact. De maxim 35 de minute, iar la timpul de răspuns, timpul total, da? Dar deci nu timpul de ajungere la casă. Am înțeles. Dar trebuie cu tot cu preluare, cu tot ce la spital. Trebuie să înțelegem că sunt situații în care cea mai apropiată resursă, pentru că ăsta este conceptul, cea mai apropiată resursă medicală se meargă la casă. Pentru același pacient poate să fie poate și trei ambulanțe, adică poate să fie un echipaj de prim ajutor SMURD, poate să vină un echipaj cu asistent medical și să fie medicul. La nivelul municipiului Timișoara, nu cei de la STS decid până la urmă la cine trimite la 112, de exemplu. Da. Ce vă pot spune? Că tot ce înseamnă urgențe medicale sunt coordonate de către acest dispecer comun, ambulanță și ISU. După apelul de la 112, apelul se transferă în baza unui indice de cooperare, pentru că în funcție de tipul de intervenție se alocă. Dacă este un accident rutier, este de regulă al SMURD-ului. De ce? Pentru că dacă traumă să ajungă mai repede și așa mai departe. Exact. Dacă este, poate e și vorba și dacă de descarcerare. Este, da. Exact. Dacă sunt anumite acuze medicale, e clar, merge doar ambulanța. Este un medic coordonator care decide. Dar la un moment dat poți să rămâi fără nicio resursă. De exemplu, un stop cardiac. Și este important să ajungă primul echipaj care să înceapă resuscitarea. Dacă este echipaj de prim ajutor, bineînțeles, ulterior vine și echipajul de terapie intensivă mobilă cu medic. La fața locului. Dar important este să ajungă cineva specializat care să facă un masaj cardiac sau exact. Respirație. Aceasta este, politica noastră. Am înțeles. Îmi vine acum în minte altă chestiune vis-a-vis de activitatea dumneavoastră și cred că tot la dumneavoastră în ogradă pică, dacă e să spun așa. În fiecare miercure sună sirenele alea, s-a obișnuit, oamenii se audă. Ce se întâmplă? De ce sună tot timpul miercurea sirena? E un exercițiu de alarmare? Oamenii s-au și obișnuit? Sau le testați? Sunt ambele situații, pentru că, în primul rând, să spun, conceptul de alarmare, noi chiar sărbătorim în 28 februarie, sărbătorim 87 de ani de la înființarea protecției civile. Inițial, prin decretul regelui Carol al II-lea, s-a înființat apărarea pasivă. În general, era acel concept de apărare antiaeriană. Ulterior s-a introdus și apărarea și partea de dezastre, astfel încât în prima miercuri din lună se testează acest sistem de avertizare a populației. În primul rând pentru partea de funcțional și în al doilea rând pentru conștientizarea de către populație a semnalelor. Avem patru semnale, e vorba de alarma aeriană, este vorba de prealarma aeriană și alarma de dezastre și încheierea alarmei.
Ce vreau să vă spun, noi verificăm aceste sisteme de avertizare în fiecare sau în prima miercuri din lună. Da, în jurul 10 desfășurăm aceste activități. Într-adevăr, e un concept care nu este doar la noi, francezii îl practică de foarte mult timp și care duce la ceea ce înseamnă avertizarea populației. În viitor se dorește... Nu e o problemă, că e povestea cu lupul, domnule inspector șef. Nu știu, poate greșesc. Știți, nu? Povestea cu lupul. Uite lupul, nu e lupul. Și a venit lupul și a mâncat-o, pe la urmă, pe fetiță. Da, dar... Așa și asta, în fiecare miercuri... Și dacă e cazul să sună o dată? Se dorește ca acest sistem să fie coroborat cu un sistem de înștiințare pe partea de aplicație mobilă. La nivelul Ministerului de Interne, la nivelul Departamentului pentru Situații de Urgență, este aplicația DSU, care chiar recomand să funcționeze atât pe Android cât și pe iOS, în care să fie transmise și mesajele de informare, mesajele de avertizare. Bun. Știu că v-ați apucat să și construiți un sediu nou. Când o să fie gata? Și unde să fie? Avem, tot acolo lângă dumneavoastră e? Sau? Da, avem mai multe proiecte în domeniul imobiliar. Am primit foarte multă tehnică și e important să putem să o garăm. Aici, sau primul proiect, a început cu extinderea garajului și construirea unui sediu pentru detașamentul unei pompieri Timișoara. Proiectul a început în anul 2017, trebuia să fie finalizat în 2019. Din păcate, firma a intrat în insolvență, s-au reluat procedurile. Da, nu cred să crezi. Da. Și la dumneavoastră. Da. Contractul a fost reziliat, urmează, s-au reluat procedurile, s-a desemnat un câștigător și urmează ca în luna martie să semnăm acest ordin de începe a lucrării, astfel încât să finalizăm în timpul cel mai scurt, bineînțeles, în funcție de alocările bugetare pe care le vom primi. E un proiect susținut exclusiv de Guvernul României, de Ministerul de Interne, Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Dar avem și cu partenerii din administrația publică asta locală. Asta intră în aia 3% sau pe lângă aceștia intră diferența? Nu. Aceștia sunt separat, valoarea proiectului este de aproximativ 4 milioane de lei. Am înțeles. Când o să fie gata asta? Termenul de finalizare, adică noi sperăm anul acesta să fie gata, dar termenul de finalizare va fi de aproximativ 16 luni de la semnarea contractului. Am înțeles. El va fi, să spun la cheie, este vorba de o construcție parter și etaj, garaj cu 12 boxe în care se garăm noua tehnică de intervenție. Dar pe partea imobiliară am continuat, să spun, parteneriatul cu administrația publică locală. Mă refer și la Consiliul Județean, încercăm un sediu nou pentru pompierii de la Făget, Cărpiniș și pentru dispecerat integrat să avem un alt loc aici în Timișoara, pe strada Cluj numărul 14. Bineînțeles cu... Și toate astea, clădirile astea, o să aibă autorizație PSI, domnule? Bineînțeles. Dar dacă vorbim de autorizațiile PSI, încă mai sunt foarte, foarte multe firme, instituții, clădiri care nu au această autorizație. Ce se întâmplă în acest domeniu? Cele care nu au sunt cele două variante, se pot afla una din cele două variante, respectiv nu au nevoie să fie autorizate în punctul de vedere a securității la incendiu. Există o listă, o hotărâre de guvern în care sunt menționate toate tipurile de construcții și instalații care se supun avizării și autorizării, iar dacă respectiva construcție nu face parte din acele criterii, ea nu trebuie să fie autorizată. Faptul că nu are autorizație nu înseamnă că nu trebuie să respecte celelalte reguli, respectiv funcționarea fără improvizații, marcarea căilor de evacuare, dotarea cu instalații pe partea de apărare împotriva incendiilor. Iar dacă ne referim la acest aspect mai spinos, obținerea autorizației de securitate la incendiu, aici, într-adevăr, sunt destul de multe construcții care funcționează fără această autorizație de securitate la incendiu. Riscul este destul de mare, dar s-au observat și foarte mulți pași înainte pentru intrarea în legalitate. Școlile, de exemplu, grădinițele, au nevoie sau nu? O parte, dacă vorbim la nivelul județului Timiș, aici vorbim de, în primul rând, autorizația se emite pe construcție, deci nu pe școala în sine. Nu sunt rău, sunt aproximativ 80 de construcții care mai trebuie autorizate din punct de vedere a securității la incendiu, din total de aproximativ 600. Eu zic că stăm foarte rău. Sunt, când într-adevăr. Când e vorba de copii, domnule inspector șef, vorbeam împreună că toți avem copii. Ar trebui să fie 100% aici. Sunt de acord. Noi oferim tot ce înseamnă asistență tehnică și există deschidere. Am văzut inițiativă atât din partea administratorului, din partea directorului de școală și din partea primăriei, că vorbim de primăria Timișoara sau celelalte primării care au școli.
Există deschidere foarte mare și încercăm să ajutăm pe partea de asistență tehnică de specialitate. Sigur, sunt unele situații în care trebuie aduse modificări constructive sau realizarea unor instalații speciale de desfumare sau instalații de semnalizare, de stingere chiar cu sprinkler. Aceste lucruri înseamnă și investiții. Dar totuși pot să dacă vă spun... Dacă se întâmplă un incendiu, moare un copil, domnule inspector șef, într-o clădire care nu are autorizație PSI, cine răspunde? Noi trebuie să ne hotărâm dacă respectăm sau nu respectăm legea. Deci legea în România spune că este obligația administratorului să-și obține toate avizele administratorului sau proprietarului clădirii, clădirii respective. Acum, ce vă pot spune? Că școlile din județul Timiș sunt sigure. Spun acest lucru deoarece, în primul rând, ca și activitate, nu vorbim de o activitate și pe timpul nopții, în principiu nu se fumează, nu se execută lucruri cu foc deschis, sunt realizate din materiale, sau din materiale, să spun, incombustibile, mă refer aici la partea de ziderie în principal, și nu avem activitate pe timpul nopții. Deci asta este foarte important, să spui că sunt anumite lucruri nesupravegheate. Cu toate acestea, trebuie noi la școlile care nu au autorizații desfășurăm activități de verificare în principal la celelalte măsuri. Respectiv căile de evacuare, aici suntem foarte stricți și foarte exigenți în ceea ce înseamnă menținerea tot timpul liberă a căilor de evacuare. Nu mă refer doar la uși, ci și la cele culoare. De asemenea, pentru funcționarea fără improvizații electrice, și vă spun că s-au aplicat și măsuri și amenzi, chiar dacă nu aveau, nu pentru autorizație, într-adevăr. Amenda nu rezolvă, până la urmă, situația în sine. Am înțeles. Vă mulțumesc, trebuie să ne oprim, a trecut o oră, a trecut repede, mai aveam de discutat o grămadă, dar o să ne mai vedem cu siguranță. Mai aș vrea să profit de ocazie să transmit că până în 4 martie desfășurăm activități în toate orașele care avem subunități de intervenție, în zona centrală, mă refer aici la Timișoara, toate piețele din Timișoara, cu ziua protecției civile, sigur că da, Timișoara, Lugos, Nicolau Mare, Deta, Făget, Buziaș. Bun, încă o dată vă mulțumesc frumos pentru prezență, domnule inspector șef, să dea Dumnezeu să nu fie nevoie de intervenții multe din partea noastră în ceea ce privește subiectul zilelor astea cu infecția cu acest virus. Domnule și domnilor, atât din interviurile Timișoarei din seara aceasta, ne revedem joia viitoare, o seară plăcută! We'll be right back.